Iune? Vine olteanul acum? Bă, dacă nu le place, înseamnă că au ceva cu oltenii, pe cuvânt. E adevărat, ei sunt obișnuiți cu alte fițe, gătesc pe altă chestie. Dar, atenție, brazul cu limbă și cu măsline este o mâncare rafinată. Poate comentați ceva, că și-ar mâncați. Îl chem pe pala de ăla, e rău. O mușcă de treaba voastră. Vreau să iau toate cele trei cuțite și briceagul. Vreau să le iau tot ce au la îndemână și ceasurile. Vreau să le iau și ochelarii cu Dumitrescu. Vreau să le iau tot astăzi, pentru că, cu adevărat, merit să intru în galeria artiștilor bucătari. Să vină varză călită. Hai să vină banda! Hai! Ta-da-da-da! E, Petrecu, păi o lași cu mormântare, ești nebun la cap. Tu ai luat pastilele ăsta mic? Cu vocea asta poți să dai la balet. Mămăligă cu cârnați. Fasole cu cârnați, orice cu cârnați. E pe pasă de cârnat. Cum clătite cu cârnați, mă? Clătite cu cârnați, pe bune? N-ai cum. Are? Bă, băiatule! Hai. Pește, salamură! Apa! Limbă, bă! Limbă, bă! Și cu praz și cu lămâie. Păi fără lămâie, limba devine grețoasă. De-aia trebuie tot eu. Păi bă, frate, ori e praz cu măsline, ori e limba cu măsline. Ori e limba cu praz. Ce mâncare e asta? Băi, e nebunit. Deci, până la urmă, ce mâncăm? Ce vreți voi, mă? Cred că nu știe să facă piure și a băgat praz. Dar stai că mi-a zis cineva că nu se mănâncă neapărat cu piure treaba asta. Ce mai pune cu piure? Bă, ăsta e tot timpul, fițosorin ăsta. Bă, și-a folosit măsline de la fără sâmbă. Lasă, bă, măslinele de cu praz de la tine. Pe cine ai adus? Pe oltean ăsta? Păi la noi, în Oltenia, dacă te uiți așa, sunt măsline peste tot, da. Să știi că dacă a pus praz, nu înseamnă că e oltean. Auzi, dar hai să ceva. Francezii folosesc foarte mult praz și n-au treabă cu oltenii. Tata a fost francez la origine. Îl chema Le Țurciu. Ăsta e franțuzit jet pe jet. Păi, se sa. Am stat pe cod de Jiu. E cu Mitri pe Jiu pe dreapta. La cum e gătit, e femeie, sigur. Bă, stai, e femeie. Femeie, așa da, zic e și doamnă, e 100%. Și n-are nicio treabă cu Oltenia. Nu știe unde e Oltenia pe hartă. O doamnă franțuzită. Votăm? Hai să votăm. Hai, bă, că să vă fac poftă de mâncare. Mâncă, Dumitrescu, ceva. Hai că mâncă. Bravo, fuse bine. Bravo, bă. Bravo, bă, gicule, bă. Bă, băiatule, bă, că îmi spuse eu că fac prazul bun, bă, făsuic prazul bun. Păi, auzi, ia. Că mă trecură toate apele, bă. Ia ce ia o căldură, bă, fie al dracu, dacă nu. Dar deschide-ți, bă, toate ușile să facă curent. Nu cred așa ceva. Nu! Ce să nu crezi, bă, așa ceva? Bă, fratele viceprimarului, bă. Care fratele viceprimarului? E fratele viceprimarului care a fost înainte. Ăla îl trimeasă înaintea mea să-mi ia fața ăla cu carâmbaia mai mare. Pe băi, ești nebun. Ești primarul de la... Să trăiți? Să trăiți. Bă, vă pup. Dăm de la voie Proșteni. Să te pup. Deci fii atent. A fost viceprimarul. Păi credeați voi. Să trăiți. Uite-te și tu cum am îmbrăcat. Numai puțin. Uitați-vă și luați-vă. Scrieți pe el the best. Ce scrie aici? The best. Apreciez că ești îmbrăcat în albastru. Ai văzut? Singura problemă, știi, care am avut-o? Că a dat-o Dumitrescu că eu sunt femeie. De unde ți-a venit aia cu femeia? Pentru că e gătit așa ca o mamă de copii, mulți copii, are mulți copii și... Ce ești? Nu, da. E și mama copiilor acum, da? Uite-te și tu ce am ajuns. Vreau să vă întreb. Eu de când gătesc, că eu gătesc, pe cuvânt, eu gătesc, nu mă place, jur, pe cuvântul meu de onoare. Eu sunt bolnav să gătesc. Copiii mei, pe cuvântul meu de onoare, o întreabă pe maică-sa, pe Nicoleta, cine a gătit? Tu sau tata? Și zice, tata, atunci mâncăm. Atunci nu cred așa ceva. Pe cuvântul meu, pe cuvântul meu de onoare. Păi ce zice soția? Păi cu ce să zic, mă pupă. De mâine faci numai tu. Fii atent să spun ceva. Când gătesc, mă întreabă, ai terminat? Da. Bun, atunci vin acasă. Ca să nu pot să curețe, să facă, să alea. E talent. Pentru că am și ajutor de bucătare. Știi care? Palade.
Paharul este ceva. Cel mai mare bucătar în viață. Vă dau cuvântul meu de onoare. Serios? Cornel gătește fenomenal. Păi gătește Cornel mai bine e? Ca mine. Unde? Pe cu? Cornel? Da. Da, unde? I-am dat voie, m-a rugat frumos, bă, am o rugăminte la tine. Vara asta vreau să stau și o liniștit. E la el și a făcut o cabană în munți. Mamă, în Moldova și stă frumos acolo. El și cu ursoaica, atât că nu găsește altceva. Să știi de ce? Că porumbelul n-are aer să ducă până acolo, știi? Vine vulturul și duce mesajul, că n-apucă nici SMS. Deci e plăcut acolo. Fii atent să vă spun mișor. Ceva, vă spun o chestie. De ce nu mai sunt scoici în Marea Neagră? Că le-a făcut scărlătescu. Le-a gătit! Le-a gătit scărlătescu. Le-a gătit grasă, bă, toate. Le-a luat-o, de unde, bă, că eu am dat-o astăzi, sau era? Nu știu, nu era, dar oricum era clară treaba. Eu m-am bătut cu unul în centru vechi, că mi-a spus, băi, ești la Antena 1, la aia cu tare, ești colet cu Scărătescu, da. Pe ce mă, la bucătare? Bă, mă, că m-am umflat, că eu știu ce faci, că te știu. Așa, care mă, că gătește numai scoici? Bă, tu ești nebun la cap, că o să gătească la numai scoici. Păi de câte ori m-am dus și unde l-am văzut, numai scoici gătea. Bă, îți dau cuvântul, mă, de onoare, i-am dat 2 puni. Bă, tu ai văzut, nu mai face, face și hamburger. Păi de-aia, a spus, nu mai... Tot e bine, bă. Băi, bă. Altul mare ce așa are. M-a scos din sărit. Băi, Romica, bă. Mai ai? Mai am, dar nu vă spun acum tot, ce că are? Mai vin și cu Cornel. Băi, da? Unde nu ți-a plăcut? Zim unde, ce, cum? Fii atent ce n-am înțeles. N-am înțeles de ce limbă cu măsline și cu praz. Păi așa e modelul. Păi să spun ceva. Mă, de unde știi de ce e așa? Pentru că e de două feluri. Dacă cumva ești în post, mănânci doar plas și cu măsline. Corect. După ce treci în post, o limbă... E bine. E binevenită. M-ai înțeles? Pac, pac, trece. E de dulce, e de aia, e de toate.